Bună ziua! Afară plouă, bate și puțin vântul, așa că astăzi o să gătim în casă. M-am gândit la ceva rapid și foarte gustos. Haideți să vă arăt ce am pregătit. Am aici ceva carne de vită cu porc eco. Așa am găsit. Puteți lua carne tocată, vrac, nu contează. Am ceva mozzarella, un cașcaval de capră și câțiva cartofi. Am și un borcan cu roșii, cu bulețe. O să fac ceva foarte rapid și foarte gustos. Cartofi, carne tocată, mozzarella, cașcaval și atât. O să intrăm în casă, o să curăț cartofii. Prima dată o să prăjesc cartofii, după aia o să călesc puțin și carnea. O să punem în straturi, băgăm la cuptor, o să iasă o minunăție. Facem ceva rapid pentru că nu ne permite vremea să stăm afară. Cartofii i-am curățat de coajă, i-am spălat și acum uitați cum o să-i tai. Jumătate așa și acum se miluna. Așa mult mă ajută acest sartor, este extraordinar. Așa să tai toți cartofii. Am tăiat toți cartofii, acum pun o tigaie pe foc, ceva ulei de măsline și îi prăjim puțin. Ulei de măsline, nu foarte mult, noi facem un baie de ulei și cartofi. Se prăjește puțin. Focul mediu spre mic. O să pun și puțină sare. Puțin piper. Și boia dulce. Amestec. Și o să pun capacul, pentru că îi vreau și prăjiți și înăbușiți, să fie mai moi. Și lăsăm așa cam 15 minute. Îi mai las cam 5-7 minute. Cât timp se prăjesc cartofii, eu am tăiat mozzarella așa feliuțe, cașcavalul l-am luat la satâr, mai mărunt, puteți să-l dați pe răzătoare. Am tăiat aici și o ceapă, am uitat să vă zic de ceapă, o ceapă galbenă și o ceapă verde. Să fie totul pregătit. Imediat sunt gata și cartofii. Cartofii sunt gata. Cam 15 minute au stat la foc mic spre mediu. Trebuie neapărat cu capac să se înnăbușe, că altfel este tare. Acum îi pun într-o tavă. Tava asta trebuie să fie rezistentă, să intre la cuptor. Îi aranjăm așa frumos, facem un pat de cartofi. De rând.
Ce bine arată. În aceeași tigaie. Asta e. Aprindem din nou focul. La fel foarte puțin ulei de măsline. Doar să ungem fundul tigăii. Și punem carnea. Vită porc, amestec. Dar puteți spune ce vă place. Acum o să o prăjesc eu puțin. Am cărit carnea cam 2-3 minute. Acum pun și ceapa galbenă. Focul este mare acum. Uite așa, încă 2-3 minute. Punem sare. Piper. După gust. Jumătate de linguriță de boia dulce. Jumătate de linguriță de chimion. Și jumătate de linguriță de praf de usturoi. Puteți pune și usturoi, vreo doi căței, este suficient. Ce bine miroase. Mai lăsăm așa încă 3 minute să se împrietenească. Punem acum și roșiile. Am o conservă de 400 de mililitri. Și puțină apă. Cam 100 de mililitri. O să las focul acum mai mic. Așa. Și las să gătească 10 minute. La foc mic. Până scade lichidul. Poate să fie 15. Vedem. Carnea este aproape gata. A durat cam 15 minute. Mai las 2 și oprim focul. Acum carnea vine peste cartoși, încercăm să o răspândim așa uniform. Uite așa. Acum punem mozzarella. Perfect. Cașcavalul meu de capră. Puteți folosi orice altă brânză. Eu am luat cașcavalul de capră pentru că se întinde fain, se topește frumos la cuptor. Încă puțin.
Ceapă verde. Cât mai uniform. Oregano. Asta e foarte aromat. Foarte bun. Și tava intră acum la cuptor la 200 de grade, cam 15-20 de minute. Cât stă mâncărica mea la cuptor, am ieșit puțin afară, ploaia s-a oprit și o să vă arăt imediat ce am pățit sus pe terasă cu un pescăruș. A fost foarte, foarte haioasă faza, îmi pare că nu am filmat chiar tot. Am fost ajutat de pisica Pătrunjica, dar finalul a fost fericit. Pescărușul l-am salvat, a zburat. O să vedeți, o să vedeți. Îmi pare rău că nu am filmat a doua secvență când pisicuța m-a ajutat să prind pescărușul și când Alex l-a luat cu un prosop și i-a dat drumul. Altfel era foarte agresiv și a încercat să mă ciupească, să mă muște, nu știu ce putea el să facă. Vă pun în continuare filmele. Ia uite ce musafir am aici. Cred că s-a rănit, dar văd că este rănit la cioc și la gură. Și încearcă să fugă. Ia, pisica! Atacă Lasă-l în pace. E speriat săracul pescăruș. Cred că s-a lovit, a intrat în geam, n-a văzut geamul și s-a lovit, dar dacă lasă, o să-și revină cu siguranță. Ce te-ai zbărlim așa? De ce s-a zbărlit? Alex și Angela asistă. Uite, săracul e lovit. Am vrut să-l iau, să-l îngrijesc cumva, să văd ce răni are. Și ia uitați, a început să țipe și au venit toți pescărușii deasupra. Uite, l-au auzit. Iar pisica usturoi a sărit. Uite. Pisica usturoi a sărit să-l atace. Instinctul ei de pisică. Uite. O să iau pisicuța de aici, să-l las puțin să se liniștească. Hai, hai! Alex mi-a zis că a avut așa situații foarte multe pe vapor și că sigur o să moară, nu o să-și mai revină. Și acum o să aduc o pătură, să vedem, să-l învelim, să pot să-l iau, că m-a atacat mai devreme. Poate, uite, a adus un prosop, să-l luăm, să-l ducem jos, poate își revine jos. L-a luat Alex, îmi pare rău că n-am filmat, am crezut că o să pățească ceva. I-a dat drumul și a zburat. Uitați, este printre ei acum. E incredibil, și-a revenit. Aici avem vinovata. A mâncat prea multe rapane pescărușul și cred că s-a îngreunat și a căzut aici. Dar uitați ceilalți. Cum au auzit strigătele lui și au venit, nu știu, ori să-l apere, ori să-l atace. Habar nu am. Dar incredibil, mă bucur tare mult că și-a revenit.
Așa arată după 5 minute. Așa arată după 15 minute. Nu trebuie lăsată mai mult pentru că se usucă. Uitați, încă sfărâie. Las să se răcească și punem și în farfurie. O să las ceva mai mult pentru că vreau să tai cât de cât drept, să arate bine în farfurie. Pentru mine aș pune și acum, dar trebuie să facem și o prezentare faină. Mama mia! Gata, mâncărica mea. Nu am avut eu răbdare să se răcească complet, dar mi-a ieșit bine. Eu am gustat dintr-o altă bucată, este extraordinar, o să mai gust o dată. Acum o să pun și o frunză de busuioc aici, sper să n-ai vântul. Încă una aici. Un ardei iute, îmi place mai picant. Câțiva fulgi de ceapă prăjită. Ăștia o să dea crocănțeală, sunt extraordinari. Mama mia! Uitați cât de bine arată. Se face foarte ușor, este ca o musacă așa mai simplistă. Foarte gustoasă. Aduc o furculiță și vreau să și gust. Oh, n-o să reușesc. Extraordinar. E mai bună decât musacaua. Să mă credeți pe cuvânt. Se face mult mai ușor. Iar fulgii de ceapă sunt extraordinari. O bunătate. Să încercați. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ține legătura, azi e legătura de morcov, dar e tare frumoasă, uitați. La revedere, poftă bună!